inițiativă partidelor în vederea creierii unui bloc anti-Dodon menit să genereze un guvern anticriză. Partidușor a salutat rapid această inițiativă. Asta a alimentat supoziția că cele două partide au aceeași telecomandă și că ea, telecomanda, se ascunde undeva prin lumea mare. Când au început să se desprindă deputații din Partidul Democrat, ciudat, dar nu toți au ales Pro-Moldova. Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc au trecut la Partidușor. Ieri am aflat că trei deputați trecuți nu de mult de la Partidul Democrat la Pro-Moldova o susțin în aceste alegeri pe Violeta Ivanov, care este de la Șor. O să profităm astăzi de prezența domnului Andrean Candu în cadrul cabinetului din umbră pentru a clarifica relația dintre aceste două partide, dar avem și multe alte întrebări la care domnul Candu ar trebui să ne răspundă. În partea a doua a emisiunii o să analizăm cu alți invitați câteva subiecte economice care ne vor afecta direct buzunarele în 2021. Domnule Candu, bună seara! Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație. Se pare cu că plăcere. Sunt pentru prima dată la dumneavoastră. Prima dată de emisiune. Cel puțin emisiune. De când am preluat-o eu, nu știu, la domnul Butnaru, dacă ați fost. Nu am avut ocazie, deci vă mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, salutările mele și telespectatorilor dumneavoastră. Da, dar sunt convins că în perioada când domnul Butnaru era prezentator acestei emisiuni, ați fost invitat, dar ați ignorat invitația. Nu mi-aduc aminte, a fost atât de mult. Da. Bun, haideți să începem. Probabil ați auzit că astăzi unul din cei 7 profesori turci care au fost răpiți și trimiși din Republica Moldova și încarcerați în cele din urmă de regimul Erdogan a fost eliberat. Vă bucurați, nu? Sigur că da, oricine care își recapătă libertatea și nu e nimic mai presus decât viața, în primul rând, bineînțeles, și libertatea noastră de a fi liberi. Și orice legat de libertate, mai ales dacă cumva nu există motive pentru încarcerare, e numai de lăudat și numai de încurajat. Da, eu vroiam cumva să discutăm întâi despre situația în care s-a pomenit partidul dumneavoastră în această campanie electorală, dar dacă toți suntem la subiectul cu profesorii, îl epuizăm pe asta și după asta mergem mai departe. Spuneți-ne dacă dumneavoastră simțiți vreo vină pentru ceea ce li s-a întâmplat acestor oameni, pentru soarta lor și pentru familiile lor. Domnul Călăgăreanu, este un subiect care l-am discutat atât de mult inclusiv aici eu în studio, cu că mine, n-are rost cu mine, să mai... Nu, are rost, deschid. Domnul Nu are rost, la sigur că are rost. Nu, la sigur că nu are rost, deoarece la ora actuală cetățenii Republicii Moldova se confruntă cu foarte multe probleme în acest an, care nu știu de ce ezitați să discutați anume de subiectele care sunt în confruntare directă a cetățeanul astăzi a Republicii Moldova. Și vă tot referiți la trecut, la tot felul de alte canale de televiziune. În perioada când erați președinte al Parlamentului, au fost distruse 7 familii. Domnul Călăgăreanu, astăzi, în Republica Moldova, această guvernare și acest președinte Dodon distruge 10.000 de familii cetățeni a Republicii Moldova. Și despre asta trebuie să discutăm. Și nu știu de ce, domnul Călgăreanu, dacă permiteți, dumneavoastră m-ați chemat și îmi puneți întrebări. Dați voi să vă răspund? Stați că nu răspundeți la întrebări dumneavoastră. Vă răspund. Dumneavoastră încercați să ocotiți spre ceea ce vă place dumneavoastră. Eu vă răspund. Trebuie să răspundă cineva, domnul Candu. Eu vă răspund, domnul Călgăreanu. Domnul Călgăreanu. În această țară, suntem la emisiune și m-ați invitat la emisiune și mi-a spus o întrebare. Cineva care s-a făcut vinovat și a fost recunoscut că este vinovat. Că este vinovat în răpirea celor 7 profesori turci, a fost condamnat formal în Republica Moldova, domnul Candu. Domnul Călăgăreanu, astăzi. Și pentru dumneavoastră asta nu e problemă. Pentru mine cea mai mare problemă astăzi este, domnul Călăgăreanu, că dumneavoastră încercați să faceți doar titluri de știri. Și în loc să luptăm noi toți, inclusiv dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră, astăzi să luptăm cu această guvernare care omoară oamenii, cetățenii Republicii Moldova. Și uitați-vă ce s-a întâmplat ieri de hramul orașului Chișinău, care e un genocid ceea ce s-a întâmplat ieri. Adevărat. Când e în pandemie, în plină pandemie, autoritățile nu că tolerează, degeaba dar chiar... încercați să mă trageți spre subiectele care vă plac dumneavoastră. Nu, eu încerc să... Domnul Candu, despre domnul pandemie, Călăgăreanu. Eu discut cu medicii, dar discut cu oameni care au treabă cu pandemia. Sunt președintele Partidului Pro-Moldova, care nu am fost lăsat în această cursă intenționat în prezidențiale. Eu sunt cel
care astăzi, credeți că inclusiv eu despre asta suferi din punct de vedere democratic și a exercițiului democratic din de această ilegalitate. Dumneavoastră însă, în schimb, dacă în loc să discutăm despre subiectele care se confruntă astăzi cetățenii Republicii Domnul Moldova, Candu este și ce unul face din subiectele astăzi, pe care am vrut să astăzi, le discutăm. Ce face guvernarea, că face un genocid adevărat împotriva cetățenilor săi, dumneavoastră, în loc să fiți acel luptător împotriva acestei guvernări, fiindcă ei, într-adevăr, aduc rău țării, dumneavoastră încercați acum să nu faceți altceva decât să faceți niște titluri de știri din evenimente de 2, 3, 4, 5 ani în urmă. S-a discutat atât de mult, s-a epuizat acest subiect, a răspuns atât de mult. Nu s-a epuizat subiectul profesorilor turci, nu s-a epuizat. S-a epuizat și... Niciodată nu se epuizeze până când cei vinovați nu vor fi trași la răspundere în Republica Moldova. Uitați-vă, aici aveți perfectă dreptate. La acest punct de vedere, toți cei care se fac vinoveți de orice crimă trebuie să răspundă în fața legii. Nu într-un studio de televiziune, nu justiție televizată, nu cu lecții de moralitate sau lecții de etică, dar din punct de vedere juridic și din punct domnule de vedere aplicării legii. Vă rog domnule frumos, Călăran, eu o să vă adresez niște întrebări. Sigur, eu cu mare plăcere și să vă răspund. Și o să vă rog frumos să răspundeți la aceste întrebări. O să discutăm și despre Dodon și despre pandemie și despre lucrurile care credeți dumneavoastră că sunt importante. Cetățenii Republicii Moldova astăzi se confruntă cu niște probleme. Dar această emisiune o fac eu, înțelegeți? Bravo, dumneavoastră m-ați chemat la această emisiune. Ca să discutăm, să vă adresez eu întrebările și dumneavoastră să răspundeți la întrebările pe care eu vi le adresez. Vreau să vă atrag atenția. Eu sunt oaspete, invitat la emisiunea. Nu ridicați vocea la mine. Dar nu ridică vocea, eu chiar vă zâmbesc. Și nu vă emoționați atât de mult. Noi avem la dispoziție 60 de minute în care să discutăm. Dar cel mai important este că din discuția noastră, cetățenii să înțeleagă ce vrem noi să comunicăm, dumneavoastră și eu. Vreau doar să înțeleg dacă dumneavoastră, și reiterez întrebarea pe care v-am adresat-o, dumneavoastră vă simțiți în vreun fel vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat? Și vă rog să ne spuneți. Vinovăția este demonstrată în instanță de judecată, în baza unor anchete, în baza unor probe. Dumneavoastră, ați putut bloca atunci procesul deportării profesorilor? Eu, în calitate de președinte a Parlamentului, n-am avut competențele necesare pentru a interveni în activitatea, astfel cum, de fapt, nici astăzi un președinte de Parlament nu are competențele de a interveni în activitatea Serviciului de Informații și Securitate. Nu vi s-a comunicat atunci? Niciodată nu-i comunică Serviciul de Informații și Securitate, cel puțin când am fost eu în Parlament, sau chiar când am fost și vice prim-ministru și primeam notele informative legate de economie, niciodată un serviciu de informații și securitate, cel puțin în baza legii Republicii Moldova, nu raportează politicului operațiuni sau o anumită activitate care urmează să fie desfășurată. Fiindcă, vă explic de ce. În cazul în care politicul este expus să se pronunțe în privința unei acțiuni sau unei activități a serviciului de informații și securitate, în cazul de față, de fiecare dată politicul o să pună ca prioritate pentru interes și o să urmărească interesul său politic în chestia asta. Spune-te. Și nu securitatea asta. Președintele, în general. Am înțeles asta. Președintele Parlamentului are atribuții în domeniul combaterii terorismului sau nu are? Nu are. Nu are. Președintele Parlamentului, în baza legii și a regulamentului Parlamentului, are competențe exact strict prevăzute de activitatea administrativă a Parlamentului și de moderarea ședințelor plenare. O percepție care s-a creat în societate după acele evenimente. Toată lumea s-a gândit. Botnari de la SIS este, și asta se știe, a fost mâna dreaptă a lui Plahotniuc în perioada aceea, nu știu acum. Da. El nu întâmplător a ajuns la Serviciul de Informație și Securitate. Legătura pe care, firesc, o facem toți este că Plahotniuc a știut despre ceea ce se întâmplă cu profesorii turci. Legătura cu dumneavoastră este cea de rudenie și de vicepreședinte al Parlamentului pe care dumneavoastră o dețineați atunci. Președinte, președinte al Parlamentului, vicepreședinte al Partidului Democrat pe care domnul Plahotniuc o deținea în perioada aceea. Clasă 10 vicepreședinți, da. Da. Și calitatea dumneavoastră de rudenie sau această relație pe care o aveți cu domnul Plahotniuc, și de aici apare supoziția că dumneavoastră ați știut foarte bine despre ceea ce li se asta pregătește profesorul. Este o supoziție, o percepție care este există. O percepție și noi câteodată trăim în lumea percepțiilor, dar cel mai bine e să trecem în lumea realităților și nu a percepțiilor. Relația de rudenie sau de afiliere, mai bine zis, cu domnul Plahotniuc, este clară și ea niciodată nu a fost ascuns.
Și subiectul ăsta probabil este epuizat deja. Societatea de atât de mult o cunoaște și da. Nu cred că e atât de interesant. Știe lumea că sunteți finul domnului Plahotniuc. Într-a doilea rând. Toată lumea știe. Afilierea legată de, cum ați spus dumneavoastră, finitate, asta e o chestie ce ține de relația de rudenie sau de afiliere, iar relația de lucru, aplicarea legii și respectarea în tocmai competențelor legale în funcția în care te afli, asta este altceva. Și eu, indiferent în ce funcție am fost, am aplicat legea și am respectat în tocmai legea. Dacă dumneavoastră îmi găsiți mie în legea cu privire la statutul deputatului, de regulamentul Parlamentului, Constituție, care sunt actele normative care reglementează activitatea Parlamentului și în mod special a președintelui Parlamentului, undeva unde să scrie că președintele Parlamentului poate să intervină în acțiunile unui serviciu de informație și securitate okay. Republica Moldova, atunci am să spun că probabil, dacă o să găsiți așa ceva, spun că eu ori sunt prost și nu știu să citesc legile, ori eu înseamnă că nu mi-am îndeplinit acțiunile sau nu mi-am îndeplinit atribuțiile potrivit legii. Lucrul ăsta nu este. Fiindcă eu, în primul rând, sunt jurist și știu să citesc o lege și știu să o interpretez. Și întotdeauna, dar întotdeauna, de la vârsta de 18 ani, atunci când persoana este responsabilă în fața legii, am aplicat legea și am respectat-o ca atare. Da, hotărârea ce ați citit-o în cazul profesorului. Eu v-am răspuns, stimate domnule Călugăreanu. Ați citit-o? Eu v-am răspuns. Că ați citit hotărârea, nu mi-ați spus. Subiectul este epuizat. Ok. Spuneți noastră, trecem la altul. Vă rog. Haideți să discutăm un pic despre situația asta a partidului dumneavoastră în această campanie electorală. Dumneavoastră n-ați fost înregistrat. Ilegal și abuziv, consider. Da. Dumneavoastră nu considerați asta? Percepția. Care e formată percepția? Că tot dacă o să mă întrebați pe mine, dacă o să mă întrebați pe mine ce cred eu despre faptul că dumneavoastră nu ați fost înregistrat, eu o să vă răspund, știți, viața e viață, sănătate tuturor. Domnul Călugăreanu, dumneavoastră acum nu faceți altceva decât să nu vă respectați o anumită verticalitate. Scuzați-mă că vă spun acest lucru, că este o discuție sinceră. Absolut, sigur că da. Legea trebuie să fie aplicată pentru toți egal. Și nimeni nu e mai presus de lege. De acord. Dacă într-un caz care vă place dumneavoastră personal, ca persoană, ca Călugăreanu, da? Gazda acestei emisiuni, că legea este aplicată pentru unii și bateți din palme că e bine, iar pentru alții că, de exemplu, Candu nu a fost înregistrat și aia e treaba lui, cu problemele lui, asta nu e o chestiune normală. Nu este adevărat, Și noi nu creăm deloc statul de drept atunci. Republica Moldova, astăzi, este deja un început de fraudare de alegeri. Pentru motivul că un drept fundamental, dreptul de a fi ales și dreptul de a alege, și o drept de exprimare a 25.000 de cetățeni, cel puțin cei care și-au dat suportul prin semnătură, a fost încălcat. Deci la această etapă, fiindcă suntem în campania electorală prezidențială, eu chiar consider cu echipa din care am onoarea să fac parte, că dreptul nostru fundamental prevăzut de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost încălcat. Și deja alegerile ca atare, de fapt, a fost compromise din start prin însăși faptul că cei care au avut dreptul și au respectat condițiile legale n-au fost admiși toți. De acord. Dumneavoastră, spuneți acum că noi suntem într-o situație neplăcută în care se află astăzi Pro-Moldova. Este adevărat. Deoarece Pro-Moldova a avut o anumită strategie pentru campania electorală. Deoarece candidatul Andrean Candu a avut o anumită mesaje, a avut o anumită strategie, a vrut să lupte în această campanie electorală, în primul rând cu răul cel mai mare pe care îl considerăm noi, adică președintele actual, Dodon, care sper că foarte curând nu va mai fi președinte. Și acest drept al meu și această posibilitate ne-a fost politic fiind manipulată și politic fiind controlată, ne-a fost luată această posibilitate și acest lucru l-am menționat da, și în instanță de judecată și față de observatorii internaționali. Și acum noi suntem puși în situația, noi cei de la Pro-Moldova, să facem o altfel de campanie, o campanie de informare sau un fel de campanie pseudo-electorală, fiindcă electorală nu o putem face, nu putem să le spunem suporterilor noștri votați candidatul Andrean Candu, fiindcă el nu este. Și atunci, în cazul de față, în primul rând trebuie să informăm alegătorii, cetățenii Republicii Moldova, cum stau lucrurile în campanie electorală, ce promisiuni sunt adevărate sau nu sunt adevărate ale candidaților, să evaluăm platformele electorale a fiecărui candidat și să vorbim cu oamenii, să ne întâlnim, să le explicăm cum stau lucrurile, să vadă, uitați-vă unii cum promit
și nici nu au intenția să facă ceea ce promit. Da, eu cred că toată treaba asta la nivelul justiției o să o scoateți în capăt dumneavoastră și o să ne arătați, inclusiv la CEDO, avem precedente deja exact. Când lucrurile astea s-au dovedit. Ce ne miră acum este această situație în care am văzut unii deputați pe care ați reușit să-i atrageți din PD, am văzut că o sprijină pe doamna Ivanov. În primul rând, nu că o sprijină, dar anunță că vor vota pentru ea și asta nu înțeleg care e logica. E simplu logica și ea anume vine din ceea ce am discutat până acum, din faptul că partidul Pro-Moldova nu și are propriul candidat. Și e neapărat să apare în Facebook și să spui eu voi vota pentru doamna respectivă. Dați-mi voi să închei. Da. Luând în considerare că partidul Pro-Moldova nu și are candidatul său, trebuie să se expune pentru primul tur și pentru al doilea tur prin a se expune însăși membrii partidului sau membrii echipei la nivel central, dar și bineînțeles să dăm și un anumit ghid de acțiune pentru echipele noastre teritoriale. La ora actuală, astăzi, apropo, am avut ședința biroului executiv a partidului, în care am discutat această situație. 1. Violeta Ivanov este singurul candidat prezidențial, astăzi, înregistrat în cursă electorală, care a venit cu un apel adresat Partidului Pro-Moldova. Am văzut postarea domnului Sebu. 2. Partidul, aș vrea foarte mult să nu-i faceți publicitate, doamne Ivanov, în această emisiune. Bine, n-o să numesc niciun candidat. Este ultimul lucru pe care mi-l doresc. Cer scuze, da. Să păstrăm, într-adevăr, corectitudinea în această campanie electorală. N-am să pronunț nume de candidat. Da? Așa? Uh-huh. Înțeleg trebuie. Dar pe Igor Dodon se poate? Puteți să pronunțați nume. Critic, se poate? Da, să nu se subînțeleagă că dumneavoastră să rupeți cămașa nu. Pentru... Nu rup cămașa pentru candidați. Într-a doilea rând. Un candidat care s-a adresat public în adresa Pro-Moldova a făcut parte dintr-o echipă și are anumite inclusiv relații de lucru cu o parte din echipă. Uh-huh. Unii mai apropiate, unele mai puțin apropiate. 2. 3. În teritoriu, în țară, sunt diferite regiuni. Sunt regiuni mai pe lângă Prut, da. mai aproape de România. Sunt altele din nord. Sunt altele din sud. Fiecare și are specificul său, fiecare și are electoratul său, fiecare echipă este puțin diferită. Astăzi, în biroul executiv, am discutat despre această situație. Și unii colegi au spus, uitați-vă, noi, luând în considerare că noi avem candidatul nostru, echipa noastră, de exemplu, ar fi tentată să-l voteze pe domnul Octavian Țicu. Altul a zis, dar la noi echipa ar fi tentată să voteze cu doamna Maia Sandu. Uh-huh. Altul a zis, dar la noi echipa, apropo, în relații destul de bune cu echipa lui Andrei Năstase. Altcineva a spus, dar noi cu Violeta Ivanov. Însă, astăzi decizia partidului este următoarea. Noi am pornit de astăzi un test al sincerității pentru candidații care s-au înscris în cursa electorală. Noi am examinat toate platformele electorale la toți candidații și am extras de acolo lucrurile cele mai importante și ușor, de fapt, de realizat în context inclusiv actual. Uh-huh. Și astăzi dimineață, în plenul în Parlament, am venit cu două propuneri care au fost extrase de la absolut toți candidații. Uh-huh. Legate de pensii, de pensii și tot ceea ce înseamnă minimul de existență. Am văzut asta, adică da. Pensiile în Republica Moldova să fie cel puțin cât minimul de existență. Da. Și am făcut aceste două proiecte și am chemat pe absolut toți candidații care au mai ales partidii care susțin în Parlament, să vină în Parlament să voteze, fiindcă astăzi poți să votezi, nu mai aștepți finalitatea campaniei electorale sau cine câștigă alegerile prezidențiale. Păi dar cum să vină să voteze și... dacă Parlamentul nu se convoacă? Păi de asta și ideea. Domnul Călăureanu, da. Am făcut și cerere de convocare a ședinței plenului pentru săptămâna viitoare. Și noi, această cerere, mâine o trimitem la toate partidele, pentru că 34 de semnături ai ca să poți să convoci. Și președintele Parlamentului este obligat să trimită această cerere biroului permanent și biroul permanent este obligată, dacă sunt 34 de semnături, să convoace ședința plenului. Da. Și asta va fi un test al sincerității. Și atunci revenim. Vom vedea cine trece acest test al sincerității, cu excepția unui candidat care n-are, nici măcar nu intră în acest test al sincerității și mă refer aici la Igor Nicolae. Știi la cine vă referiți, da. În funcție de asta, noi vom vedea cine vom veni și vom susține ca și candidat în primul tur. Dumneavoastră știți că bântuie în spațiu public percepția asta că
Pro-Moldova este partidul sau pista prin care Vlad Plahotniuc are de gând să își ia revanșa în Republica Moldova și se mai crede că, cum ziceam la început, telecomanda de la partidul Șor, tot în buzunarul lui Plahotniuc stă. Așa e percepția. Și despre lucrurile astea s-a discutat în spațiu public. Spuneți-ne dumneavoastră dacă noi se creează impresia că, dacă judecăm din perspectiva asta, Vlad Plahotniuc a încercat în această campanie electorală să-și pună cumva ouăle în două coșuri. Fiind cumva conștient că dumneavoastră nu veți fi înregistrat în cursa electorală, fiind finul lui și cunoscând aversitatea pe care o are Igor Dodon față de noastră. Aversitatea a lui Igor Dodon față de mine, eu nu cred că este legată de relațiile mele cu domnul Plahotniuc. Și lucrul ăsta l-am simțit de ani de zile, de atunci când îl deconectam, cum spuneți voi, 5 minute. Fiindcă avea așa o, cum să zic eu, nici nu pot să zic ură, dar așa un sentiment de răzbunare, cred că personală, pentru faptul ceea ce se întâmpla, că el de fapt încălca legea. De ce ați făcut? Păi eu asta și zic, atât de umilitor probabil s-a simțit el ca președinte de țară. Cred că e asta. Eu cred că el e o persoană de atât de arogantă și atât de iubitoare de sine, că orice mișcare de genul ăsta sau acțiune de genul ăsta l-a pus probabil în situația de răzbunare. Fiindcă, de fapt, domnul Căgăreanu, dacă vă aduceți aminte, ce se întâmpla atunci? Dumnealui refuza să îndeplinească prevederile legale. În loc să semneze legile, dacă asta era decizia majorității parlamentare. Domnul Candu, ce se întâmplă da, atunci? Poate trebuie să le aducem aminte și telespectatorilor. Lumea știe astea erau scandaluri. Telespectatorilor trebuie să le mai aducem aminte. La un moment dat devenise tradiționale, domnul Candu. Nu, au fost doar de 6 sau 7 ori. În câți ani? În 2? 2 ani și jumătate sau 3, aproape 3 ani de zile. De când ați început să practicați activitatea asta? Domnul Călăgureanu, ideea este următoarea. Eu cred că ambițiile personale și inclusiv de a câștiga al doilea mandat sunt atât de mari. Eu n-am uitat întrebarea, să știți, o să revin și eu. Telespectatorii trebuie să înțeleagă întregul context. Deci, dumneavoastră poate știți, le ghiciți, le spuneți, dar telespectatorul trebuie să înțeleagă. Și dacă m-ați tot chemat la foarte multe lucruri să vă întreb. Aveți răbdare. Putem să stăm 3 ore aici. Nu că am și alți invitați de la ora 20. Nu e chemat să mai țineți 2 ore. Nu, e important să vorbim rapid și, mai vin și mâine. La subiect. Mai vin și mâine. La subiect. Ideea este următoarea. Eu nu cred că Igor Dodon haideți să zicem așa, politic vrea să lupte cu Andrean Candu din cauza unei legături sau alte. Andrean Candu, de când a plecat din echipa Partidului Democrat din luna februarie, doar în consistență și doar continuu îl critică pe Igor Dodon și echipa sa guvernamentală pe care el și-o asumat-o și este adevărat, este a lui. Mai sunt și câțiva a Partidului Democrat, dar mai puțin contează. Și tot vine de la faptul, de fapt, a lipsei de eficiență și lipsa de profesionalism în toate abordările care au fost pe parcursul anului. Uitați-vă din punct de vedere a crizii prin care trecem și din punct de vedere pandemie și din punct de vedere... Da. Însă, nu cred că exista o percepție de la început că Andrean Candu nu va fi înregistrat. Și am să vă redau exact discuția pe care am avut-o cu Libidinski în momentul în care am venit și am depus cererea la CEC pentru a înlua listele de subscripție. Da. Yeah. Domnul Libidinski a fost numit raportor pe cazul, pe dosarul meu. Și domnul Libidinski m-a tras așa frumos de coș și a zis, eu am primit indicație și mesaj să vă transmit, adică de la Dodon, e clar că de acolo așa el arăta, că nu o să fie probleme, că o să vă înregistrăm, doar rugămintea este să nu mai criticați așa de mult și să nu treceți liniile roșii. V-a zis domnul Libidinski exact. Asta, de la CEC. Exact. Și martor era Sergiu Sârbu. Deci dumnealui poate să confirme. La care eu i-am răspuns următoarele lui domnul Libidinski, care probabil nu a fost plăcut acest răspuns și din cauza aia s-a urmat ceea ce a urmat. I-am spus următoarele, domnul Libidinski, eu nu caut niciun fel de confort și niciun fel de facilitate. Trebuie să aplicați legea ca atare și dacă eu voi îndeplini în tocmai condițiile, trebuie să mă registrați. Uh-huh. Iar celui care v-a dat mesajul să mi-l transmiteți, transmiteți următoarele. Eu niciodată n-am întrecut liniile roșii, mai ales dacă este vorba de chestiuni care sunt personale, familie, copii și așa mai departe. Și nu accept să treacă nimeni liniile roșii. Iar critica și tot ceea ce a fost și tot ceea ce cred eu o să continue. Și nimeni nu o să-mi închidă gura.
Dar probabil... care e legătura cu familia, că n-am înțeles? Păi el se referea probabil la chestii personale, la chestii de atac la persoană, la chestii de familie, de copii. Probabil la asta se referea. Înțeles, că eu okay. N-am înțeles ce înseamnă linii roșii. Că linii roșii, eu la asta le înțeleg. Okay. Să nu treci la chestii de persoană, personale. Da. Dar am spus, asta niciodată n-am făcut-o și niciodată nu o să o fac, fiindcă am și o anumită educație și, și moralitate. Și probabil acest răspuns pe care l-am dat, n-a convenit. Și ba mai mult ca atât. Acest răspuns combinat cu altă decizie a foștilor colegi din Partidul Democrat, care au decis să nu concureze, să nu participe în campania electorală, care presupunea de altfel că poate o parte din fosta echipă a Partidului Democrat o să susțină o persoană mai apropiată, Andrei Ancandu, s-ar fi putut capitaliza într-un anumit procent, care ar fi fost important la un moment dat și pentru turul 2. Mai mult că Igor Dodon astăzi, concurentul Igor Dodon, speră că o parte, măcar unele organizații, unii primari din Partidul Democrat o să-l ajute. Dar în situația în care interveneam eu cu candidatura și probabil ceream susținerea și suportul foștilor colegi din Partidul Democrat, susținut pe dumneavoastră. M-ar fi susținut pe dumneavoastră. Probabil, nu, probabil, eu vin cu probabilități, că până la urmă am fi văzut la urna de voci ce se întâmplă. Da. Și iată, toate acestea au creat la întrebarea pe care v-am adresat-o. Iată, toate acestea au creat această... Stăm pe loc, dumneavoastră simțiți că stăm pe loc. De aia, eu cred că unul. În înregistrarea mea n-are nicio legătură cu faptul că am legătură sau nu am legătură de rudenie cu domnul Plahotniuc. Doi, deciziile în Promoldova se iau de echipa Promoldovei, nefiind interacțiune sau nefiind niciun fel de implicare a nimănui din afara echipei Promoldova. Chiar și astăzi, dezbaterile care au fost în biroul executiv și deciziile care se iau nimeni mijlocită partid, am sunt înțeles. Doar vreți să spuneți deciziile că, noastre. Ceea ce am spus eu nu este chiar așa? Că noastră vorbiți despre percepție, iar percepția nu înseamnă neapărat realitate. Eu vorbesc despre realitate. Noastră puteți să dar dumneavoastră cum credeți percepția asta a venit așa sigur din pont? Percepția, nu, eu mi-aduc aminte, nu, sigur că... Iată, inclusiv lucrurile astea când le pui cap la cap, declarațiile sau acel bloc pe care l-ați făcut împreună cu Șor în luna care, mai... Care nu s-a realizat. Care nu s-a mai... Care nu s-a realizat. A fost inutil și nu, n-am n-a înțeles, fost inutil. Dar a fost un semnal pentru noi. Nu, dar n-a fost inutil, stați puțin. Nu stați puțin. Vreți să vă readuc aminte ce a fost în luna mai? Nu, eu știu foarte bine ce a fost în luna mai. Mie personal, eu atunci mi s-a prins beculețul că s-a putea ca Plahotniuc să aibă treabă și cu partidul nostru și cu partidul Șor. Din luna februarie până în luna mai, dacă vă referiți la luna mai, noi întotdeauna, ca și după luna mai până în prezent, am criticat guvernarea. Și de fiecare dată am criticat critică și soluții. În luna mai, trecând cu succes de rezultatul tot ceea ce înseamnă Curtea Constituțională și acel acord de finanțare din partea Federației Ruse, unde am văzut cât de bine am lucrat în tandem, necoordonat, dar cât de bine am lucrat în tandem cu reprezentanții altor partide parlamentare de opoziție, PAS și Platforma DA, am zis, măi, dar n-ar fi foarte rău, deloc, dacă noi ne-am mobiliza eforturile toți împreună, cu toate simpatiile și antipatiile care există, și să facem un front comun, bloc, numiți-l cum vreți, fără să semnăm nimic. Și pur și simplu prin v-ați imagina dumneavoastră că deputații Maia Sandu să vină alături de Șor și o să facă... Iată de ce atunci, domnul Călugărean, în acea dimineață am ieșit în acea conferință de presă și am spus, chemăm toate partidele parlamentare de opoziție să ne unim eforturile. Faceți-o cum vreți, în orice formă, dar haideți, fiindcă am avut numai ce un exercițiu foarte bun legat de acordul cu Federația Rusă, haideți să încercăm împreună să dăm jos această guvernare și să aducem o altă guvernare în țară care să administreze bine treburile țării și să rezolvăm problemele oamenilor. Okay. La acel apel a răspuns echipa Partidului Șor, doar, care ne-am văzut. Doar Partidul Șor. I-am întrebat pe cei de la Platforma DA și cei de la PAS. Dar voi de ce nu ați răspuns dacă voi doar comunicați oricum cu noi? Că întotdeauna există o comunicare, haide să zicem așa, de coloar. Nu, ea nu este oficializată. Eu spus, da, dar știți că sensibilitățile noastre, că ea ca echipa Șor s-a grăbit prea repede să dea răspunsul. Noi poate... Noi cine încă v-a avem... spus asta? Nu o să intru în detalii. Reprezentanții celor două partide. Reprezentanții celor două partide. Dacă nu îmi oferiți posibilitatea să verific, degeaba îmi spuneți asta, dar că nu vă cred. Nu, n-am cerut permisiunea să le spun numele. Reprezentanții celor două partide mi-au spus, v-ați grăbit, nu trebuia, e sensibil pentru noi. Am înțeles faza aceea. Gata, o lăsăm. Dacă vreți așa, lăsăm faza cu blocul cel amort, îl lăsăm. Da, îl lăsăm acolo. Asta da. Este. Eu altceva, pentru mine, chestia aceea v-am spus, a fost un semnal. Ceea ce se întâmplă acum între
Pro-Moldova și Partidușor este un alt semnal. Dar ce se întâmplă astăzi între Partidușor și Pro-Moldova? Păi da, dumneavoastră, vi se pare normal ca un deputat din Pro-Moldova să anunțe public că el susține pe altcineva, un concurent care merge practic pe ceeași felii de electorat ca și Pro-Moldova? Astăzi noi, aici, în această emisiune, am început să vă spun ceea ce am discutat astăzi în biroul executiv al partidului. Și v-am spus următoarele. Noi nu avem candidatul nostru. Unu. Doi. Doamna respectivă, care a făcut, singura a făcut apel pentru Pro-Moldova, este fostul colegă, care poate are anumite relații mai apropiate cu unii foști colegi de ai săi. Și există rugăminte personală și acești colegi de ai noștri s-au exprimat opinia personală de suport a unui candidat. Nu a echipei doamnei respective și nu a partidului din care face parte, dar despre candidat. Ba mai mult ca atât, v-am explicat că noi în echipă astăzi am avut discuții că cineva vrea, ca echipă din teritoriu, să susțină pe domnul Țicu, să susțină pe doamna Maia Sandu, pe Andrei Năstase, pe diverși. Eu astăzi, sumarizând toate propunerele, am spus, domnilor, uitați-vă cum facem. Noi, echipa Pro-Moldova, foarte astăzi... Foarte scurt, domnul Candu. Încheiem subiectul ăsta și mergem la altceva. Astăzi, echipa Pro-Moldova nu și are propriul său candidat. Noi vrem să susținem pe orice candidat pro-european care este împotriva... Și-ați găsit-o Igor... pe Violeta Ivanov. Nu, deci noi am ieșit oficial să spunem că o susținem pe Violeta Ivanov? Noi asta nu m-ați auzit. Uitați, și iată eu am informații. Și iată de ce. Oameni și cu care dumneavoastră azi ați discutat, ne transmit nouă că dumneavoastră... În echipă? A? În echipă? Nu știu. Birou executiv. Surse, 10 deputate. Surse de-a noastră, domnul Candu. Haideți să o lăsăm așa atunci. Că dumneavoastră personal azi ați dat indicații în teritoriu ca toată mașinăria partidului, micuță cum este, asta atât ați reușit. Ați dat indicații să lucreze pentru Violeta Ivanov. Asta este o minciună. Astăzi a fost în felul următor. Discuțiile și dezbaterile birou executiv. Noi vom veni cu decizia mai aproape de ziua votului atunci când va fi primul tur. Dar veți anunța? Sigur că vom anunța. Înainte de primul tur? Sigur că da. Domnul Candu, vă am publicitate. Sigur și că da. Noi trebuie să o facem, fiindcă suntem cu susținători și am cu echipe teritoriale. Da, e interesant. Asta o să urmărim foarte atent, să știți. Luăm publicitate și revenim din nou. De dimineață până seara, viața noastră e plină de treburi. Cât de des se întâmplă să ții totul în mâinile tale și să duci lucrurile înainte. Când ai nevoie de putere să miști această lume, cafeaua Jockey, doza ta de energie. Întârzie salariul? Intră pe credit7.md. Ia banii rapid și comod. Primești online, întorci online. credit7.md. Sunt pasiuni asemănătoare cu viața. Ele te ajută să înțelegi că viața ta e mai bună decât crezi. Starnet TV. Privește gratuit, oricând, oriunde, timp de 12 luni, peste 200 de canale și cinema cu 10.000 de filme. Promoție valabilă doar la conectarea serviciului de internet. Starnet. Noi schimbăm viitorul. Fișez. Duci, deschide poarta. Deschide-o tu. De câte ori ți-am spus? Hai să cumpărăm poarte cu telecomandă de la rolo.md. Ea ca s-a început. Tu am ușa să vrei și rolete, și jaluzele, și obloane. Toate de la rolo.md. Dar cine spui? Chiar ne-ar trebui și rolete. Bate soarele și ne arde perdelele. Tu e rolo.md. Las că nu, eu deschid poarta. Am o fetiță minunată. Trebuie să-i facem terapie cu laser pentru corecția vederii. Am luat un credit de la Mol Incon Bank. Condițiile sunt bune. Banca inspiră încredere. Acum pot avea grijă de sănătatea copilului, iar banii îi restitui mai târziu. Credite pentru nevoi personale de la Mol Incon Bank.
Moldincon Bank. Mereu alături. Moltелеком представляет современное оборудование для домашнего Wi-Fi покрытия на совершенно новом уровне. Теперь у тебя максимальная скорость по минимальной цене. Выбери абонемент фиксированного интернета и получи бонус – максимальное количество ТВ-каналов и абонемент бесплатной мобильной телефонии на всю жизнь. А если ты не будешь доволен качеством услуг, мы гарантируем возврат денег. Закажи сейчас с доставкой на дом. Moltелеком – самая мощная сеть фиксированного интернета в стране. Te aștept aici? Mai bine comandă-mi un espresso. Două espresso, vă rog. 50 de mii. Vreau un credit. Imediat. Buletinul? Deja. Moldova Grain Bank. Espresso. Alege cu gust. Creditul Espresso de la Moldova Grain Bank. Rapid, direct pe card și doar cu buletinul. Больше огня, больше красок и вкусов. Гефест. Вдохновение – дело техники. Compania Quantid vă propune rolete la cele mai accesibile prețuri, direct de la producător. Telefon 60 20 79. Spune nu la bracket și da pentru Secret Aligners. Timp de 6 luni îți garantăm zâmbetul la care visezi, fără vizite la medicul stomatolog și fără brackets. Alege Secret Aligners. Spune nu incomodității. Accesează acum secretaligners.com. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim la discuție. Ați auzit probabil zvonuri deocamdată, dar poate dumneavoastră cunoașteți mai mult din interiorul Parlamentului, că după alegerile prezidențiale s-ar plămădi o altă majoritate parlamentară, tot controlată de Igor Dodon, din care ar face parte și Partidul Șor și câțiva deputați de la dumneavoastră. Ați auzit varianta asta, nu? Am auzit o astfel de, cum ai zis? Percepție sau zvonul. Hai că e zvon ăsta. Mai puțin percepție. Dar e un zvon chiar din interiorul. Dar eu am auzit și alt zvon. Că va fi, de exemplu, o majoritate între PAS, Platforma DA, PD și Promoldova. Împotriva lui Dodon. Este și așa un scenariu. Apropo, eu n-am auzit. Pe care eu mi-l-aș dori foarte mult un astfel de scenariu. A dumneavoastră vi l-ați dori? Da, foarte mult. Dar cel pe care eu... La nivel de zvon l-am auzit, dar eu voi face tot posibilul ca acest scenariu să nu se realizeze. Cel de care ați zis dumneavoastră. Adică nu credeți că o coaliție între PSRM, Partidul Șor, unii de la dumneavoastră sau chiar Promoldova și PD nu ar fi posibil? Nu credeți că așa ceva este posibil? Sau poate PD nu da platformă? Platforma da? Mm-hmm. V-ați dus așa departe? Am auzit diferite Sunt zvonuri și zvonuri. Sunt zvonuri și zvonuri. Și zvonurile astea le pornește în primul rând cel care se află astăzi într-un fel de ananghie și un fel de panică că pierde alegerile. Mă refer la Igor Dodon și la socialiști. Ei încearcă să pornească tot felul de zvonuri ca să creeze o anumită percepție, cum a spus dumneavoastră, și o lipsă de încredere între potențiale parteneri pe viitor într-un format pe care eu l-am descris, de exemplu. Fiindcă în situația în care se bagă astfel de zvonuri, atunci, dacă noi am fi potențial parteneri, ne-am uita unul la altul cu mai puțină încredere. Clar. Iată de ce. Eu vreau să vă spun următoarele. Propria mea convingere este că orice coaliție cu Igor Dodon este distrugătoare pentru țară. El trebuie să dispară din viața politică. Eu nu pot să pun în aceeași oală Partidul Socialiștilor, care totuși are o anumită, are mai multe elemente și inclusiv cu substanță cenușie acolo și cu anumit patriotism față de țară. Dar nici pe ei nu vreau să iau în considerare ca parteneri, da. Luând în considerare cum au administrat țara într-un an de zile. Și îmi doresc foarte mult o altfel de scenarie. Doar un singur lucru vreau să vă întreb. Varianta când un astfel de scenariu, o astfel de coaliție, ar avea loc furându-vă într-un fel câțiva deputați. Eu am să fac tot posibilul
ca toți deputații pro-Moldova să rămână pro-Moldova și să rămână ca o echipă consolidată. Pavel Filip tot a spus că el face tot posibil. E diferită situația. E diferită puțin situația. E un alt context politic. Sunt alte așteptări din partea societății și o altă, inclusiv presiune, sper, și din partea a celor care au activități civice. Și eu îmi doresc foarte mult pentru viitorul acestei țări, fiindcă partea ce ne-a oferit nouă socialiștii și Dodon deja am văzut. Am înțeles. Și nu mi-a oferit nimic bun. Vreau să văd și ceva bun pentru țara noastră, dar asta nu e cu Dodon. Dar dumneavoastră sesizați că cei din Partidul Șor nu prea mai atacă pe Igor Dodon. Dar eu observ, eu observ că nici platforma DA nu prea atacă, nici fiecare cumva s-o axat pe anumite... Pe Andrei Năstase l-am văzut chiar azi, vorbind, cum să vă zic, de Dodon. Eu cred că legat de strategie electorală, haideți să fim conștienți de faptul că candidatul pe care l-ați menționat, numai ce a spus că să nu spun foarte puteți mult, să spuneți, Violeta Ivanov, astăzi, cu echipa sa, rupe de la Dodon electoratul. Fiindcă stânga, e centru stânga. Respectiv, faptul că ei nu atacă, poate asta este strategia Doamna lor Violeta, să obțină, să obțină voturi de la ei. La mine în emisiune, în ziua în care ea s-a rupt de PD și a trecut la Șor, a spus că ea este pro-european, ea nu este de stânga dumneavoastră, de ce partidul, partidul se poziționează ca partid de centru stânga. Partidul. Eu cred că echipa, care iată, am văzut în sondaje că e undeva la vreo 10%, are tot potențialul să rupă mult ca și candidat, fiindcă ea până la urmă se plasează pe tot ceea ce înseamnă suportul partidului, de la Igor Dodon. Ea nu rupe de la Maia Sandu. Mergem mai departe. Din punctul ăsta de vedere, am înțeles. Fiindcă vorbim despre strategii electorale. Cum își fac fiecare strategie electorale, treaba lor. Fiindcă, cu regret, eu nu o am pe mea, că nu sunt. Cu mare regret și cu mare supărare. Da, strategie eu o văd. Văd că o aveți. Chiar dacă nu sunteți concurent electoral. Da, chiar astăzi am anunțat. Da. Vom încerca să fim un fel de arbitri și vom încerca arbitri printre cei buni. Da. Și vom încerca un să facem... Un fel de Deacov în politica moldovenească. Da, nu, bă, ca Deacov. Păi eu tot permanent asta spune că el e arbitru în... Ia ca arbitraj de ăla eu nu vreau. Am înțeles. Arbitraj de ăla nu vreau și dumneavoastră ați spus o chestiune cu care am încheiat, sau dumneavoastră ați încheiat prima parte a emisiunii trecând la pauză publicitate, a spus, vom fi foarte atenți să vedem deciziile pro-Moldova pentru primul tur și pentru al doilea tur. Evident. Da. Sigur o să că urmărim. O să fie luate deciziile, ele o să fie legate și luate în baza unor argumente și a deciziei partidului. Uitați-vă, eu pot să întorc foaia. Da, aveți înregistrare. Scriu aici decizia care cred eu că o să o luați. Așa. În doi foaia. Așa. Și vă dau foaia dumneavoastră și dumneavoastră îmi spuneți dacă eu am avut dreptate. Facem asta? Facem. După într-o pauză. Nu, într-o pauză de publicitate facem asta și vă dau foița. Și o să vedeți că eu am nimerit în 10. Nu fiți atât de sigur. Da? Ok. Și știți, și grecii considerau că pământul e plat. Și ei calculau și diagonala la un moment dat. Da? Dacă tot vorbim despre percepție. Până la urmă, realitatea este alta. Spuneți-ne sincer, între Igor Dodon și Plahotniuc, acum au loc negocieri sau nu? Eu nu cunosc dacă sunt sau nu sunt negocieri. Punând anumite argumente pe foaie, logice, nu cred că sunt astfel de negocieri. Nu înțeleg de ce ar exista astfel de negocieri și nu cred în ele. Pentru mai multe motive. Eu nu cred că domnul Plahotniuc are intenția să revină în Republica Moldova. Într-a doilea rând. Eu nu cred că domnul Plahotniuc este contrar percepției care se creează, este atât de interesat în viața politică de Republica Moldova. Eu nu cred că domnul Igor Dodon, sperăm foarte curând fost președinte, o să folosim un astfel de titulatură, are ce să-i ofere domnului Plahotniuc ca și chestii de negociere. A, da? Eu nu cred că domnul Plahotniuc are ceva să-i ofere domnului Dodon. Respectiv, uitați-vă. În situația în care... Uitați-vă. Le luăm la vale noi, și să vedeți... Haideți să ne punem în situația noastră. Ce tablou vă desenez domnul Călugăreanu și domnul Candu. Da? Noi am avea ce negocia din punct de vedere politic? Nu. Că nu aveți ce să-mi oferiți mie din punct de vedere politic și nici eu n-am ce să vă oferim. Dar ei se pare că au. Eu nu cred. Da? Haideți să o luăm la vale, să încercăm să deducem niște lucruri care s-au întâmplat
niște declarații care s-au făcut și după asta o să încercăm să tragem și o concluzie. Spuneți-ne, dumneavoastră, credeți în informațiile pe care le dețin americanii oficiale și pe care le exprimă public, am în vedere? Eu cred în informațiile despre care Republica Moldova, politica din Republica Moldova. Eu cred în partenerii noștri americani că sunt foarte bine informați, sigur. Așa. Probabil cel mai bine. Și atunci când, când ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova spune, și o să citez din ultimul interviu pe care l-a acordat, la alegerile parlamentare de anul trecut, din 2019, a fost un număr foarte mare de voturi din Transnistria. Bănuim că a existat o anumită înțelegere între părți. Sper foarte mult că nu se va repeta situația la 1 noiembrie. Între care părți? Între părți. Care părți? Acum și ajungem și o să vedeți. Da, vă rog. Despre ce fel de înțelegeri credeți dumneavoastră? Păi dumneavoastră nu mi-ați spus mie, n-ați știut până la sfârșit. Care părți? No, despre ce înțelegeri este vorba? Eu s-a oprit aici. Citatul s-a încheiat acolo. Și noi ce să facem? Să ghicim ceea ce a avut în vedere? Despre, de care părți? Care sunt părțile? Păi asta e, care sunt părțile? Că eu n-am înțeles din ceea ce ați citit dumneavoastră. Ok, vă pun altă întrebare. Vă rog. Cine a făcut posibilă în 2019 venirea masivă a transnistrenilor, a legătorilor noștri din regiunea transnistreană, cu autocarele, și s-a demonstrat că mulți au fost plătiți pentru vot? Cine a făcut posibilă venirea transnistrenilor la vot în partea asta a Nistrului? Asta a fost singurul exercițiu de vot unde transnistrenii au participat la vot? Acesta a fost primul exercițiu de vot unde transnistrenii au votat cu zecile de mii. 30 și ceva de mii. Și cât de până mult a atunci s-a votat 5.000, 7.000. Cât de mult a influențat aceste 30 de mii la tot ceea ce înseamnă astăzi structura Parlamentului Republicii Moldova? Nu a influențat. Nu a influențat. Astăzi, prin ce a influențat? Fiindcă deputații care erau atunci aleși deci pe circumscripții au plecat și au dat demisia. Cu excepția domnului Olini, care e unul neutru spre socialiști. Și nu, PD-ul, votul lui PD-ul, nu Partidul contează. Democrat. Uitați-vă, în situația când s-a întâmplat chestia care s-a întâmplat cu domnul Gațcan, votul nu a contat? Da, acel vot de aur a domnului Olenic, nu? Asta e relativ și eu cred că asta e relativ. Okay. Asta e părerea mea. Este relativ. Se poate întâmpla și invers. Vă mai pun o întrebare și de aici cei care ne privesc o să înțeleagă ce am avut de fapt în vedere și o să înțeleagă și cine sunt părțile. Care sunt părțile? Fiindcă dacă dumneavoastră vorbiți despre faptul... Păi haideți să vreți să ghicim pe baza unor percepții sau unui propoziții care s-a încheiat cu... Spuneți-mi, foarte simplu vă întreb. Care părți? Dumneavoastră, cu siguranță știți care erau relațiile dintre Plahotniuc și Gușan. Așa. Știți? Nu. Deci... Eu am impresia că părțile despre care tot vorbim, exact astea sunt. Și ce legătură are astăzi acum, alegerile prezidențiale astăzi cu ceea ce discutăm exact noi? Ce legătură aici are? Am vrut să ajung. Dacă cumva există vreo înțelegere astăzi între președintele Igor Dodon, de exemplu, și autoritățile nerecunoscutei transnistrene. Problema e că nu există, adică din informațiile dacă pe care eu le am, nu există astfel de coordonări în sensul votului transnistrenilor în momentul acesta între Dodon și... Dar de ce sunteți așa de sigur? Dar, din dar de ce eu sunteți așa de sigur? Eu invers aș spune. Pentru că nu cred că Krasnoselski, cu care Igor Dodon pare să aibă niște relații, da, Moscova. Este cel... Dar este Gușan. Gușan are relații cu Plahotniuc în momentul acesta. Gușan, eu cred, sincer, fără niciodată nu l-am cunoscut pe acest domn. Și atunci aici ajungem la... Dați-mi să vă răspund. Eu am înțeles percepția... Și atunci ajungem la negocierile despre care v-am întrebat dintre... Nu? Nu este adevărat, da? Domnul Călgărean, eu vreau să vă spun următoarele. Dacă Igor Dodon câștigă astăzi alegerile pe 1 noiembrie, sau pe dată, pe 1, nu, pe 15 noiembrie, câștigă alegerile prezidențiale, bazându-se ca diferență pe votul din Transnistria, eu cred că va fi un scenariu Minsk, cel puțin în Republica Moldova. Asta nu va fi un vot de câștig și nu va fi o chestie legitimă. Fiindcă, dacă vă aduceți aminte, diferența
între Maia Sandu și Dodon, dacă nu greșesc, a fost vreo 150.000 sau cât a fost în perioada? 60.000. Dacă, de exemplu, există o astfel de diferență în acest an, de 60.000, și acești 60.000 sunt transnistreni, de exemplu, da, eu cred că aceste alegeri pot fi considerate dublu fraudate, pe lângă faptul că Candu nu e candidat. Mai avem foarte puțin timp, 4 minute, și vreau să mai clarificăm niște lucruri. Spuneți-ne dacă mai vorbiți cu Plahotniuc. Foarte, foarte rar. Ultima dată, chiar de foarte mult timp, n-am mai vorbit. Când, de exemplu? Vreo 2 luni, probabil. În septembrie ați fost în Turcia? Am fost în Turcia la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. V-ați întâlnit acolo cu Plahotniuc? Nu. Am fost cu echipa Partidului Pro-Moldova la un eveniment corporativ. Dar dumneavoastră, toată lumea spune chestia asta. Ce fel de eveniment corporativ în pandemie? Ați fost în Turcia? Păi stați puțin. Turcia este singura destinație unde moldovenii au putut călători în luna august. Noi am vrut să luăm decizia ce ține de participarea sau nu în campania electorală, mai departe de ochii spionajului lui Dodon. Okay. Dar în altă parte, v-ați văzut cu Plahotniuc? Avem puțin timp și de asta o să vorbesc. Nu m-am văzut cu domnul Plahotniuc. De când? Din septembrie anul 2019. În state? În Statele Americii, da. Acum știți unde este? Nu. La telefon ați vorbit? Niciodată nu-l întreb pe dumnealui atunci când vorbesc, unde sunteți și ce faceți, mă rog, acum, chiar în momentul ăsta, unde sunteți. Nu, dar știți, e interesant. Nouă autoritățile, mai ales când sunt tot felul de traininguri, ne bagă în cap. Dacă ați văzut o ilegalitate, sunteți obligat să înștiințați autoritățile. Iată, omul ăsta este căutat de justiția din Republica Moldova deja de foarte mult timp. Dumneavoastră vorbiți cu el la telefon. Nu vreți să înștiințați autoritățile Republicii Moldova? Că vorbesc cu dumneavoastră la telefon? Nu. Păi de dacă nu știu unde e. Unde... păi nu știu. Dumneavoastră, nu știți, păi nu știu. Păi ideea aia nu-l întreb și nu știu. Ce vi se pare așa straniu? Ești pe dumneavoastră dacă am să vă sun, dar nu v-am sunat până acum, n-ați vă întreb unde sunteți. Am să vă întreb probabil ce faceți, cum sunteți. Dar n-ați vă întreb, dar unde ești acum, dragă Vitalie Călugăreanu, și ce face? O să-mi zici, dar nu-i decent să mă întrebi așa ceva, domnul Andrean Candu. Sunt niște norme de etică și de educație. Problema este eu, că... problema este că eu am... Problema așa cum e, spus în e legată studio, de coincidență, domnul Candu. Care e coincidența? Coincidența este că Plahotniuc a zburat în Turcia. Așa. Și a apărut un eveniment corporativ la care și mulți din partidul, din platforma, da, doamne, sigur, Pro-Moldova, noi am zburat data de 29 Turcia și am revenit pe data de 31. Toți împreună ați zburat? Noi am fost 12 deputați. 12 deputați? Da, sau 11. Câțiva n-au putut. Inclusiv unii cu însoțitori, cu doamna sau cu domnul respectiv, achitat de de fiecare personal. Noi am zburat cu cursă regulată, deci, am stat în Istanbul. În aceeași aeronavă ați zburat, da, toți? Da. Toți cu aceeași aeronavă? Da, da. Aha. Cu cursă regulată. Cursă regulată. Cu cursă regulată. Am stat într-un hotel. Am avut o ședință de jumătate de zi într-o sală de ședință a hotelului. Dar în care ce am hotel? Discutat... pot să greșesc, dar e probabil unul de ăsta, de 4 stele a lui Marriott, Courtyard sau ceva de felul ăsta. Și noi acolo am stat jumătate de zi și am discutat despre tot ce înseamnă plusuri și minusuri de participare în campanie, care sunt riscurile de participare în campanie. Am fost seara la cină, a doua zi iarăși am stat împreună, care au mers la magazin, care au mers undeva și după asta am zburat în Chișinău. 2 nopți am stat. Cu 11 deputați. 11 deputați. Cineva era cu un soție de soție și soț. Fiecare și-o achitat. Câte zile ați stat acolo? 2 zile. Două. Bun. Cred că încheiem această discuție aici. La pentru asta? Că... da. Dar ați spus că vorbim despre cetățeni, despre pandemie, despre probleme care se confruntă oamenii. Vedeți că ați întins subiectele eu cred că, care... simplu, urmăriți doar titlurile de știri să le faceți în privința domnului Plahotniuc și nu veți să o primit domnul astăzi. Domnul Candu, eu o să vă mai invit. Eu sper foarte mult dumneavoastră să când fiți receptiv. Cu dumneavoastră? Nu, a dumneavoastră. Joi. Vin joi. Vreți joia următoare? Da? Nu cred că vă pot invita joia următoare, dar după alegeri vă mai invit odată. Dar de ce nu? Eu nu sunt candidat. Dați-mi voie să comunic și eu. Sunt abuziv scos de uitați-vă, curs. Uitați-vă, facem altfel. Fiți corect. Ați spus că sunteți corect. Sunt foarte corect, să știți. Azi am generat o știre. N-ați vorbit deloc despre ea, despre pensii. Cum oamenii se confruntă. Nu, generați până joia viitoare un subiect
demn de cabinetul din umbră. Și mă chemați. Și vă invit joia viitoare, joia viitoare dacă este viitoare. Subiect demn de cabinetul joia, din umbră. Nu joia, nu. Joia săptămâna viitoare. Joia, perfect. Dacă îl generați până joi, vă invit. Perfect. Iar scriți, eu acuși scriu povestea aici, da? Și spunem telespectatorilor când. Iar după alegeri, sau după ce anunțați, vin la așa, emisiune și, arătăm. Și arătați hârtiuța că ce am scris eu aici, ne-am da? Înțeles. Ne-am înțeles. O seară bună. Numai bine, noi revenim cu alți invitați după o pauză de publicitate, vorbim chiar despre lucruri care, inclusiv despre pensii, chiar despre lucruri care vă afectează buzunarele deci, și... despre inițiativa noastră. Nu despre inițiativa noastră, dar despre niște lucruri pe care au de gând să ne le bage guvernanții după fiscală. În politica bugetară fiscală. Revenim după pauză, da. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc! Ici, parce que je vous ai déjà... C'est la première fois que je vous vois. Non, je pense pas, non. Mais on doit probablement pas avoir les mêmes emplois du temps. Et du coup, vous êtes au bureau à côté? Oui. Вдохнуть, увидеть, ощутить ценность каждого мгновения. Жардин, кофе...